Then I saw her face! ha! <laughs> Domnilor și domnilor, invitatul interviurilor incomode de astăzi este domnul Petru Areciuc, șef serviciu dezvoltarea turismului în Vatradornei și Salvamont. Domnule Petru Areciuc, nu știu pentru cine este cu adevărat acest interviu incomod. Nu știu dacă pentru dumneavoastră, dar înainte de a-i da drumul, vreau să vă felicit pentru faptul că dumneavoastră și echipa pe care o conduceți, cel puțin până în momentul de față, ați făcut ca această pârtie Veverița să fie cea mai bună pârtie din, din județ. Mulțumim! Așteptăm și alții să spună acest, acest lucru. Cărui fapt s-a datorat acest lucru? De a prezenta pârtea în condițiile astea. În primul rând am avut noroc și de vreme. Noi eforturile pe care le-am depus în acest an le-am depus și anul trecut în sezonul 2011-2012 când am reușit să înzăpezim aproape 3 sferturi din pârți, după care a plouat. Am reluat-o cu 2-3 ianuarie, iar pe data de 10 ianuarie am mai și nins puțin, 10 ianuarie 2012, și a reușit să dăm drumul la sezonul de schi. Era la cea dată, știu că am făcut un interviu sau telefonul zilei, la cea dată era singura pârtie din județ care funcționa. Pentru că nici humorul și au făcut eforturi fantastice de a, de a pune zăpadă pe pârtie, a plouat la ei mai tare decât la noi, cu ploaia nu te joci, cu vremea, cu Dumnezeu. Și la cea dată eram singura pârtie din județ care funcționa. În momentul de față, uh, acum, toate părțile din județ sunt foarte bune. Toate. Am văzut și la Gura Humorului. Stratul de zăpadă este destul de gros. Ei trag apă din, din Moldova. Noi ne chinuim cu apă din rețea orașului. Anul ăsta o trage mai prost decât anul trecut, chiar și cu pompa. Dar am avut noroc și, și de vreme. Temperaturile optime de minus 7, minus 10, 11 grade ne-au ajutat din plin. Și până la ora actuală avem date, în ghilimele pe pârtie, patru bazine de apă până mâine se mai umple și al cincilea și conform prognozelor meteo săptămâna viitoare de-abia vom mai reuși să utilizăm tunurile noi mai avem câteva depozite de zăpadă la hidranții 5, 8 și 9 și în cazul în care vor mai apare ceva pete de, de iarbă vom nivela, vom întinde și acele depozite, nu sunt foarte mari dar sunt de, de ajutor apoi de ce se prezintă bine noi în fiecare zi noi batem această pârtie, nu o lăsăm să se roadă și orice dâmp îl, îl nivelăm. În fiecare zi, marți, miercuri, joi și vineri, noi avem uh, antrenamente ale clubului copiilor și celor de la clubul, uh, de la clubul uh, sportiv școlar. Sunt în jur de 50-60 de copii care se antrenează zilnic pe această pârtie. Vă dați seama că este un, uh, este un stres pentru, pentru zăpadă. De, în momentul de față, chiar pe aici s-a desfășurat cu, uh, antrenamentul ieri. Asta se va desfășura pe laterala, pe laterala dreaptă. Din acest motiv, pârtea se prezintă foarte, foarte bine. Sâmbătă vom avea două concursuri, unul dimineață, unul seară, un slalom uriaș și un slalom special pe, pe seară, cu un organizarea clubului copiilor. Vor veni copii din șase județe, în jur de 70 de concurenți. Duminică avem World Snow Day, avem urcări gratuite în timpul zilei, pentru copii, seara, pentru toată lumea, timp de timp de o oră. Nu vor fi găuri în buget acele ore, pentru că le-am ales tocmai nu orele de vârf, atunci când avem coadă la, la instalație, sperăm să avem coadă la instalație, ci sunt orele în care uh, turiști de-abia apar la, la pârtie este al doilea interviu pe care noi îl facem de fiecare dată la început de an poate și datorită faptului că dumneavoastră sunteți pus în postura de a vă justifica tot timpul trebuie să vă justificați există la nivel de, de comunitate o suspiciune că această părție ar putea să producă sute de milioane pe, pe zi și de fapt dumneavoastră nu produceți aceste sute de milioane pe, pe zi mie îmi vine să râd, am văzut și explic explicațiile dumneavoastră din monitorul de, de, de Dorna au fost mai mult decât uh decente și extrem de, de logice, dar se pare că lumea se încăpățânează să nu înțeleagă. Eu înțeleg disperarea uh, administrației Dornene de a face rost de, de bani, dar uh, poate că mai explicați dumneavoastră și domnilor consilieri și celor care mai au rezerve, nu numai în ceea ce vă privește, ci și în potențialul acestei pârtii, că ăștia sunt bani care pot fi încasați. Hai să o luăm de la capăt. De la capăt cât ar putea să se încaseze pe o pârtie de servită de un teleschi. Poveștile au apărut în momentul în care mai mulți consilieri au spus că pârtia, bebischiul, bebischiul, instalația mică de la pârtia Parc, administrată de Sice Bucura, produce aproape 300 de, 300 de, milioane de lei vechi pe zi. Și atunci, prin extrapolare, teleschiul ar trebui să producă 4-500 de milioane pe, pe zi. Eu am auzit destul de târziu acest lucru. Tot consilierii mi-au dus la cunoștință, consilierii care schiază, care știu cum lucrăm pentru această pârtie, pasiunea pe care o am, nu numai eu, dar și băieții care stau la pârtie, n-au Crăciun, n-au Revelion, n-au nopți când dăm cu tunurile. Și eu zic, ceva este în neregulă. Explică public cât poate produce o pârtie de schim. Adică trei. consilierii care înțeleg că lucrurile nu stau așa, că e vorba doar de o intoxicare și de un neadevăr, v-au sugerat, unii consilieri care vă apreciază munca, v-au sugerat să dați aceste explicații, atât la radio, orion, la TV, în ziarul, monitorul de dorna, pentru a explica cum stau lucrurile. Dar nu este o, doar o, o justificare, este o explicație cât se poate încasa pe o pârtie de, de schi. Uh, Calculul este destul de simplu. 300 de milioane este o sumă fantastică, exorbitantă. De ce? Uh, instalația are 700 de metri utile. La o viteză de 2,5 metri pe secundă, 20 de metri distanță între crose, calculați și dumneavoastră, în interval de o oră se transportă 700 de persoane. Urcarea costă 4 lei. La 5 bilete se mai acordă unul gratuit. Nu toți cumpără clasicul pachet de 5 plus 1 și atunci urcarea nu va fi 3,33 facem un calcul la 3,5 lei urcare medie și atunci vom vedea că dacă dacă vom uh, utiliza pârtia 6 ore crosele pline să nu cadă nimeni de pe crosă 2 pe crosă, vom încasa uh, 157 de milioane și vreo 50 de lei, 160 de milioane 6 ore să avem instalația plină. Este imposibil. Chiar dacă celelalte două pârtii ar fi închise și ar funcționa doar această pârtie, tot ar fi imposibil de a obținut acești bani? Ca să revin, 6 ore. Asta înseamnă de la ora 11 la ora 5. Este foarte mult. Cei mai harnici sunt bistrițenii. Ei apar în jurul orei 10, au deja schiurile în picioare și vor să fie primii care rup pârtia după cum spun ei, pentru că știu că e bătut, arată bine. Ei stau până în jur orei două, două și jumătate. Apar și turiștii din stațiune. Am explicat și executivului Dornean vârfurile de sezon, vârfurile de încasări anul trecut, am avut în două zile, 7000 de lei, în condițiile în care nici ale și nici pârtia parc nu a funcționat. O situație similară am avut weekendul trecut. Nu Două weekenduri. Două weekenduri, da, este vorba de al doilea weekend după Revelion, când a fost un boom de, de, turiști. Și în primul weekend, în primul weekend a fost o situație care pe noi nu ne-a avantajat, chiar dacă am avut încasări foarte mari. Pe noi ca stațiune. Uh, nu, eu nu pot fi acuzat că nu țin la această pârtie, dar încerc să privesc totul pe ansamblu la nivel de stațiune la cea dată instalația din cauza uh, telescaunul din, care a, din cauza condițiilor meteorologice frig și vânt, nu a funcționat două zile, iar pârtia parc a avut gheață s-a schiat foarte bine la pârtia de uh, Poenița sus dar în partea de jos era gheață și atunci am avut toți turiștii toți, 80% din turiștii care doreau să schieze, i-am avut pe această pârtie și cât ați am încăsat? Avut? am avut coadă timp de 4 ore aproape 4 ore, până la intrarea dinspre, dinspre parcare, pe trei rânduri. Și am încasat sâmbătă în jur de 8.050 de lei și duminică 9.060 de lei. Deci 90 de milioane de lei. Deci peste 100 nu se poate. În condițiile actuale, la acest preț, la ce oferă pârtia, nu cred că se poate depăși, depăși acea sumă. În plus, cozile pe noi nu ne încântă, pentru că din coadă noi nu câștigăm. Nimeni nu câștigă, mai degrabă să meargă pe altă pârtie. Apoi un rulaj extrem pe această pârtie, să duce la apariția gheții, roaderea zăpezii. Noi trebuie să avem un jur de 90 de schiori pe pârtie. Și atunci, dacă reușim să-i convingem, pentru că sunt mulți care nu pot să urce doi pe crosă, chiar dacă noi insistăm, chiar dacă încercăm să punem doi pe crosă, nu putem. Sunt începători, sunt cu plăci, cad. Este imposibil. Încasările medii care se vor registra, cred eu, în continuare. Nu știm care e puterea de cumpărare a românului în momentul de față. Cred că se vor situa sâmbătă duminică undeva la un 5.000-6.000 de lei. Weekendul trecut a mers la fel foarte bine. Lumea a fost dorită de schi, toate părțile din oraș au fost foarte bune, și Parc, și Telescaun, și Veverița. Pot spune că la Telescaun cred că s-a schiat mai bine decât pe această pârtie. pentru că a fost acea pauză de o săptămână a nins puțin, au bătut-o foarte bine, este o pârtă care arată bine, o pârtie medie, lungă, prețul este rezonabil. Am avut și noi coadă, pe trei rânduri la fel, avem fotografii, dar nu am depășit 7500 de lei. Și am dat drumul de la 10 până la ora 20. Cum se, poate mări, se pot mări încasările pentru această pârtie? Nu doar prin mărirea prețului la instalații. Îl facem 5 lei, nu mai dăm acea gratuitate, atâta timp cât noi nu reușim să, să, ținem mai mult timp turiștii pe pârtie, noi nu vom încasa, pentru că turiștii vin, fac 5, 6, 10 turi după care pleacă să mănânce, să doarmă. Sau... Iar pârtea, din păcate, deși de cel puțin 2 ani de zile se puteau scoate la licitație anumite parcele, pentru ca oamenii să-și facă o cabană schiorilor, un restaurant, câteva, știu eu, locații în care să servească un ceai sau un vin fiert. Oamenii schiază, după care pleacă. Trebuie să, să plece într-o altă locație, pentru că nu au ce să facă aici. Nu au ce să facă. Cei care sunt din alte localități pleacă de tot. Asta înseamnă că în jurul orei 3, când se face și mai rece, lumea a plecat. Deci noi avem un flux maxim între ora 12 și ora 15. I-am menține, i-am păstra pe părte pe toți aceștia sau pe o parte dintre aceștia dacă am avea acele lucruri pe care le-am amintit adineori? Cu siguranță, uitați-vă la pârtia Parc, este o pârtie urbanizată. Sunt mai multe chioșcuri care ofert, oferă mâncare. Cabana schiolor care merge foarte bine este în spatele stațiunii. Noi avem aici o infrastructură bine pusă la punct. Avem toalete care funcționează toate. Intrați și o să vedeți. Apă caldă, căldură, Curățenie, hârtie igienică schimbată în fiecare zi. Adică sunt lucruri de care noi avem grijă, și ținem la ele ca la, ca la ochii din cap. Avem trei parcări mari. S-a încercat acum doi ani de zile lo o lotizare pentru 11 puncte de închiriere a material sportiv, de servire a mesei. Eu personal am fost împotrivă și acel cai de sarcini nu a ieșit din cauza mea, pentru că. Era o, de, am, o, era o dugenizare, de fapt. Da, eram împotriva coteților. Și nu numai eu, pentru că nu am făcut-o. O dugenizare, cap. pentru că toate proiectele zi. au impus uh, niște construcții extrem de mici. Extrem de mici. Haideți să nu luăm exemplul. Restaurant, nimic exemplul. De la cel, uh, celei de la baza Păriti. Sigur. Deci trebuie o construcție mare, grandioasă, frumoasă, de lemn. Trebuie să venim cu un proiect, uh, un proiect frumos. Terenul. Uh, cel puțin o astfel da. de locație. Poate apărea și alte lucruri, dar cel puțin pare... o locație mare pară și două, trei avem și vis-a-vis -vis de locul în care discutăm. Și credeți că cereri n-ar fi fost chiar și pentru astfel de, de, de locație? Pentru un da, de da. deja au apărut uh, cereri și domnul primar în momentul de față și sunt convins și domnul vice, sunt, do sunt convins că cea mai bună variantă este uh, construcția unui restaurant sau două restaurante. Este loc pentru două restaurante și centre de încherea material sportiv. Nu numai jos, ci și sus. Acel schis top, uh, constituie farmecul acestei pârtii. Dar este mic. Exact. Uh, cel uh, al domnului Dragoș Cristea, nu? Da, de sus. da. Din, Din capătul pârtii. pârtii. Din capătul pârtii. Și acolo se pot construi, construi două spații pentru servirea mesei, pentru, pentru orice doriți dumneavoastră. Uh, domnul inginer, dacă am fi avut toate aceste uh, locații, am fi putut ajunge la 400 de milioane pe zi sau 300 de milioane pe zi? În casă. A, ah, să revenim la, la calcule. Da. Este imposibil. Dacă noi transportăm 700 de persoane pe oră la un preț mediu de 3 lei și 50 de bani, să zicem pe oră încasăm maxim 21 de milioane, da? 10 ore să funcționăm și vom. 10 ore. 10 ore de la ora 10 la ora 8 seara. Pârtia plină. Crosele ocupate, crosă de crosă. Vom ajunge la 200 de milioane. Păi cineva ar putea crede că dumneavoastră nu vă doriți să faceți 400 de milioane și o faceți maxim 90 de milioane pe zi? Adică ce faceți? Petru Ariciuc este, de fapt, sabotează banul public? De unde vin aceste intoxicări? Nu, cred că cei care și-au dorit să, să preia această pârtie, n-au ajuns să o, să o preia încă și încearcă prin toate mijloacele, știind că și eu am fost împotriva predării pârtiei, Că încearcă, prin orice mijloace, eu și echipa mea să, să dăm kicks. Adică să plecați, din, de fapt. Adică să plecăm, pe, pe de altă parte. Încă adică înlăturarea se... dumneavoastră ar putea să-i facă pe unii să intre în posesia acestei pârtii? Uh, ei nu înțeleg un lucru. Uh, nu are ciuc de, de decide ce se întâmplă cu această pârtie. Dar pârtea nu, de... ani... da. nu rămâne 5 ani? O secundă. Pârtea nu rămâne 5 ani prin legea veche la administrația publică locală? Datorită faptului că au fost construite și din fonduri europene? Pă da, dar se poate, da, într-o formă de administrare su... se găsesc portițe. Și cred că cea mai mare dezamăgire a lor, pentru că, surprinzător, acele persoane nici nu vin la pârtie, nu schiază, se gândesc doar la banul public, uh -huh. la modul de a căpușa această, această, această pârtie. Uh... Cred că sunt. Ei și-au făcut niște calcule. Tocmai pe acel principiu, că acel bebischi de la, de la Bucura produce 300 de milioane. Chiar puteți să-l sunați pe domnul Vilu și să-l întrebați cât produce acel, acel, acel bebischi. Da. Și sunt dezamăgiți de cifrele care se vehiculează. Noi avem registrul zilnic de încasări, avem, se depun zilnic bani, se pot face absolut orice fel de, de verificări. În momentul de față, am pus chiar un, un, pariu cu domnul, domnul primar, că noi am tot avut discuții legate de modul în care putem face să creștem încasările. Au fost suspiciuni, este și normal atâta timp cât 5, 6, 10 persoane spun că pârtia trebuie să producă sute de milioane, normal pot să apară și suspiciuni. De săptămâna trecută am predat de la această pârtie absolut tot ce înseamnă încasare. Deci Ariciuc și cu echipa lui nu răspuns sub nicio formă de biletul care se vinde, biletul care se rupe la îmbarcare. Bun, și au noi, constatat, noi. după ce și-au pus omul lor, cum ar veni, da, au constatat că încasările sunt totale. Nu, sunt mai mici. Noi am, nu, noi am produs, produs 9.000 de lei în condițiile în care v-am spus. Două părți n-au funcționat. Și în încasările de săptămâna trecută au fost de 7.000 și 7.000 și 20 de lei. Iar acum sunt de. 200-300 de lei pe pe seară Atât au fost și încasările În sezonul trecut E adevărat Sperat... că de luni e gol, orașul e gol no, de luni Parcările fost... sunt goale, turiști au plecat Gata, s-a terminat Doar turiști de weekend mai oferim de acum doar... încolo Sau poate sărbările iernii Anul trecut această pârti a produs șai, Aproape 700 de milioane de lei vechi Dar repet Am deschis Pe, 9 sau, pe 8 sau pe 9 ianuarie Târziu Am pierdut Crăciunul am pierdut Revelionul, uh, am pierdut uh, Revel, uh, Crăciunul uh, pe vechi. Bine, nu din cauza dumneavoastră s-a deschis târziu, nu? Hai să ne aducem aminte care dar, au fost dar, și condițiile dar, meteo. Dar, De deci ce am încasat? Uh, eu am... Uh, noi, cel puțin, am lăudat până acum două săptămâni, după care ne-am mai lăudat, nu ne-am dat seama că e în van. Uh, Am avut o... Am avut o conjunctură fantastică. În sensul că am avut ceva probleme la instalații până să dăm drumul și legat de istirizare. S-a rezolvat. A reușit să dăm drumul pe 16 decembrie. Am făcut și zăpadă. Ne-a ajutat și doamne doamne. Am avut Crăciunul destul de slăbuț, dar am funcționat revelionul puțin mai bine decât uh, Crăciunul, am avut încă două weekenduri. Față de anul trecut, copiii au vacanță încă două săptămâni până pe data de 14. Noi am avut acele coze în cele două weekend -uri. Plus, încă 14 zile, noi am avut copii pe pârtie. Am avut turiști pentru că părinții și-au și -au programat concediile în funcție de vacanța lor. Vedem acum care vor fi încasările. Noi sperăm să fie mai bune decât anul, decât anul trecut. Vom vedea. Nu putem compara. Credeți că un producător de apă, Coca-Cola, are rost să-și facă sau să se arate mirat? De ce încasările din octombrie sunt mai mici decât cele din august? Păi nu-și face asemenea calcule, că e normal. nu? Domnul Daniel Pasat, în întâlnirile care tot aveam legat de sărbălii zăpezii, a spus la odată, odată un, mare, un mare adevăr. Cine pierde sărbătorile de iarnă, pierde mai mult de jumătate din încasările pe sezon. Și așa este. Acum, legat de, de patinoar, și acolo a fost o problemă, acolo în casele sunt foarte bune. Până anul trecut, și, anul, și patinoarul, din cauza unor condiții financiare și meteorologice în parte, dar într-o proporție foarte mică, am dat drumul pe 6 sau pe 7 ianuarie. Au ars niște cabluri, la fel, nu mai rău Crăciun pierdut, Revelion pierdut, patinoarul ca mijloc de agrement atrage turiștii care sunt asportivi, care n-au nicio treabă cu sportul. Dacă pentru schi trebuie să te ții puțin pe schiuri, ai o pantă pe care poți să iei o viteză destul de mare și să nu te mai poți opri, la patinoar oricine poate să intre patinoar, se ține de mantină și să plimbă o oră. Noi încasam până anul trecut, adică un trecut inclusiv, 5 lei la copii, 8 lei la adulți. Asta înseamnă, facem o medie, 13 lei pe, pe două intră, da? un copil și un adult. Deși s-a insistat foarte mult pentru a achiziționa patine, nu s-a putut achiziționa patine și atunci ne-am încasat doar, doar intrările. Nu s-a vrut, nu s-a putut. În sfârșit. Nu s-a putut. Bun, e de felicitat Boncheș, primarul, pentru că a înțeles și chiar din cât am aflat s-au cumpărat un număr foarte mare de patine. Da, dar efortul mare a executivului Dornea nu a fost în a lua acele patine, pentru că se puteau găsi de oriunde a fost de a achita acele datorii foarte mari la Eurato, firma care, care a furnizat echipamentul, instalația frigorifică, furtune și tot ce a însemnat echipament. Noi având datorii foarte mari, și nu mai veneau să-l monteze. De fapt, înseamnă umplerea cu glicol, reglare, tot ce însemnat montare, a fost o muncă de vreo 4-5 zile, muncă susținută de 10 ore pe zi, Toată să înțelegem că, de fapt, decât... noua echipă de la primărie a plătit datorile vechi. Da. Pentru altfel, nu s-ar fi montat, patinor. S-ar fi montat, dar foarte greu, poate, cu o altă firmă și nimeni nu garanta că ar fi reușit să facă ceea ce făceau eu, ratul. Până la urmă, este instalația lor furnizată de ei. Datorile au fost atât de mari pentru că, pe parcursul a trei ani de zile, au fost intervenții la, acestă... la această instalație. Instalații care teoretic trebuia să fie în garanție, ne fiind plătite integral de Petrom, care era în insolvență, garanția n-a mai funcționat și atunci noi ne-am înregistrat cu acele facturi care trebuia să le plătim dacă vrem să dăm drumul la patinoare. În, moment, a, în momentul în care s-au achiziționat și 100 și ceva de perechi de patine, deja lumea venea la noi. A fost acel boom, Crăciun, Revelion și două săptămâni de vacanță, copii și, și tineri. Iar prețul a fost mai mare, prețul evident. A fost mai mare. Chiar dacă la intrare 5 lei la copii, 8 lei la adulți, s-au mai încasat încă câte 8 lei pentru închirieri patine, pentru că doar cei din ce sunt câțiva care vin și au propriile patine. Sau câțiva care închiriază de la chioșcul de, de, de jos, de lângă patinoarul nostru. Dar în loc de 13 lei se încasau 29 de lei. Gândiți-vă la un flux atât de mare încât pe zi se închiriau de câteva ori acele, acele patine. Cum s-a terminat vacanța, au scăzut și încasările acolo. Dar timp de trei săptămâni s-au produs aproape 800 de milioane. Este o sumă foarte bună și o, sumă, o valoare la care noi ne așteptam, adică noi cei care am mai administrat acel, acel patinoar. Din acest motiv, încasările sunt, sunt mari. Da, e un lucru bun, a fost o mișcare bună. A fost o mișcare foarte bună, foarte bine, pentru că am reușit să dăm drumul înainte de Crăciun, foarte bine că am dat, că s-au achiziționat acele, acele patine. Bine vom aia. vedea de acum încolo. Într-adevăr vom putea face o comparație începând de săptămâna trecută până la sfârșitul sezonului cât vom reuși să încasăm din patinoar. Dar avem acele patine. Deja încasarea a crescut cu 130-140% numai prin achiziția de patine. Dacă e să o spunem pe, pe șleau, de fapt, comparat, dumneavoastră sunteți acuzat, nu știu dacă pe față, că ați furat. Că sunt în casări mai bune anul ăsta decât sezonul trecut. Da? Uh, vi s-au luat biletele, nu mai aveți, nu dumneavoastră, no, mai aveți, am, am uh, și acolo. ați predat și la patinoar no, și la noaptea pârtie. Noaptea. pârtie da? Sigur. Deci, spus lucrurilor direct pe nume, cam... Suspiciune aici să, să învârte. Să învârt. nice. Și că, de fapt, în loc de 90 de milioane sau 70 de milioane pe zi, se pot încasa 40 de milioane. Cineva poate 400. și eu, Sau 400, scuze. 400. Cineva și face calculă că, de fapt, din părtia asta, partea asta este un tort, din fiecare ar putea să ia, din cei cu influență, ar putea să-și ia o felie. Iar acea felie nu există, de fapt. Toate felii e... în plus nu există, de fapt. Îi dezamăgiți pe unii, de fapt, cu aceste explicații. Da, îi dezamăgim și și dezarmăm. Pe de altă parte, eu am observat și reacția domnului primar. Ține foarte mult ca această pârtie să funcționeze foarte bine. Vrea ca totul să fie în regulă și așa este. Dar, funcționează dar... și pârtie este în regulă. este în regulă. Dar influențele sunt din partea altora care nu schiază, domnul primar schiază, sunt prea multe informații care, care converg către această pârtie și informații negative. Informații care sunt, se fac în spatele ușilor, în restaurante, la un pahar, seara. Eu invit lumea aici, la pârtie. Și suntem de acord să dăm toate detaliile prin modul în care funcționează această pârtie. De unde această bătălie pentru facul? această pârtie, domnule Petricare Ciuc, atâta timp cât au existat foarte mulți contestatari, că pârtia asta, de fapt... E un lucru inutil, pârte a morții, că s-au cheltuit milioane de euro, cam am venit și noi cu cofinanțare, acum există. Și dintr-o dată a devenit foarte atractivă pentru unii care au interese. Scoteți-o, concesionați-o, spuneți-i domnului primar, să uite, domnul primar, și așa se uită la emisiune la Orion, concesionați-o, domnule primar. Scoteți, o concesionați-o, dați-o pe 10 ani, să producă alții, iar noi să luăm bani de pe urma acestei concesiuni. Și am terminat problema. Nu, eu sunt sigur, domnul, primar, nu dorești să, să o concesioneze. Și acest lucru este votat de Consiliul Local. Nu de altcineva. Nici de primar, nici de viceprimar, nici de ariciuc. De Consiliul Local. Da, da, și acolo părerile sunt împărțite. Bun, dar deocamdată se discută în culise, de asta au fost mai mulți consilieri și consilieri și personali care mi-au spus, domnule, ceva se întâmplă, ceva nu e în regulă. Adică vină și care... spune exact cum stau lucrurile. Da, și în momentul în care eu am ținut mult să explic doar personal. Și-au rămas foarte uimiți pentru că nu s-așteptau explicațiile să fie atât de simple. Se pot face pe hârtie, nu trebuie să stăm să cronometrăm câte crose trec în 10 minute. Calcul se face fizic, matematic, pe pe hârtie. Da, îmi pare foarte rău că noi asta ar, să, asta ar trebui să discutăm, în loc să discutăm strategii, să vedem și noi că oricum de 23 de ani nu avem absolut nicio strategie de dezvoltare a acestui orășel și a acestui domeniu, și anume turismul, noi discutăm nimic, despre nimic de fapt. Doar pentru că avem sentimentul că cineva nu e corect, că cineva fură, că sunt tot felul de intoxicări, noi ne ocupăm și consumăm energie de ani de zile doar pentru a justifica. În loc să gândim constructiv ce putem face ca tot orașul să se dezvolte într-un sens. Se poate gândi și constructiv, dar cred că este nevoie de o, de o mică epurare în rândul binevoitorilor care se află tot timpul în jurul primarului în exercițiu. Eu cred că în momentul în care domnul primar va fi din ce în ce mai sigur pe, pe dumnealui, cred că și acei indivizi nu vor mai avea absolut niciun ascendent în fața dumnealui. Asta e Probabil, o părerea mea. Eu, din ce discuții am avut în particular, sau în prezența executivului, a întregului executiv, interesele pentru ca cele două obiective, pârtia și patinoarul, să rămână la nivelul administrației locale de a nu fi înstrăinate, sunt maxime pentru un primar, deci nu sunt alte alte interese. Iar eu vă dau un sfat ca apropiat al dumneavoastră, ca om care de fapt ne cunoaștem de mici, suntem prieteni de o viață, vă dau un sfat. Nu plecați în momentul de față din administrație pentru că le dați tuturor acestor indivizi satisfacție. Dar știți ce? Eu vă încurajez la un moment dat, după ce se vor lămuri, eu v-aș propune să, 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 să plecați, să vă deschideți un business pe cont propriu, să vadă dacă este mai bine, fără ariciu. Poate că, de fapt, sunteți o piedică, nu în dezvoltarea acestui oraș. <laughs> Chiar dacă ați zâmbit, să știți că sfatul meu ar trebui să mai meditați asupra lui. Uh, sunt în acest serviciu de, de 12 ani de zile și cred că am dat dovadă de. Adică am arătat că pasiunea primează în primul rând. Apoi, indiferent de ce scrie în fișa apostului, respectul față de oameni, față de munte, față de cei care merg pe munte, nu, con, nu contează ce scrie în fișa apostului. Așa ceva nu se poate trece în fișa postului. Mie -mi pot fi luate toate atribuțiile, nu e nicio problemă. În al doilea rând, nu există niciun motiv pentru care eu să plec din cadrul administrației locale. Și ca avertizare pentru cei care, uh, am înțeles că s-au mai propus acest lucru, uh, nici nu pot fi dat afară chiar așa ușor. Credeți că un om poate fi înlăturat? Eu nu am sunt cariciuc, ales. Dar vă doare că unii dintre aceștia vă consideră un hoț? Mă pare rău că am pus atât de tranșant. Da, că am tranșant. Uh, nu mă doare pentru că. mă deranjează. Nu mă doare pentru că cei care mă consideră așa sunt, de fapt, uh, hoți, într-adevăr. În într -adevăratul, adevăratul, adevăratul sens, al, sens cuvântului. al cuvântului. Știu cine spune acest lucru și chiar nu am nicio problemă în, acest, în, acest, în această privință. De aceea am uh, decis să urmez ceea ce mi s-a recomandat, de a ieși pe post. Uh, noi nu suntem aleși, noi cei din administrație nu am plâns la ușa nimănui pentru a fi angajați. Cred că o parte, 80% din noi, suntem bine pregătiți. Nu suntem, uh, nu merităm să fim tratați uh, discreționar, adică oameni care nu au ce face, au un intelect mai redus, merită să încaseze 6-7 milioane pe lună. Chiar dacă muncesc câte 12-14 ore pe zi, nu este vorba de mine. Eu încasez în momentul de față 2000 de lei pentru că am și un spor pe proiect, dar băieții care lucrează la pârtii atât încasează și lucrează câte 14-16 ore pe zi. Uh, și cred că cei care consideră primăria o, un fel de bilă la biliard, care trebuie băgată în diverse găuri și am să vedem care cui o plasăm, cred că acest joc trebuie să, să înceteze. Da, eu sper că vor și lua în considerare ceea ce ați spus dumneavoastră acum pe, pe, final, că trebuie toate aceste lucruri, toate aceste interese meschine să înceteze, dincolo de presiunile asupra dumneavoastră. Mai gândiți-vă la, la, la sfatul meu. Și acum, la final, o ultimă întrebare. Credeți că dacă dumneavoastră, în timpul campaniei electorale de, de anul trecut, nu. nu da, alegerile locale, din timpul alegerilor, campaniei electorale pentru alegerile locale, dacă dumneavoastră nu v-ați fi asumat uh, acel uh, pliant, uh, acele flyere pe care vi le-ați asumat și le-ați împărțit uh, prin oraș în care nu ați vizat pe cineva anume, n-ați dat niciun nume, ci doar ați atenționat votanții în legătură cu tipul de om care ar trebui să conducă orașul. Credeți că dacă dumneavoastră nu ați fi ieșit atunci pe post sau nu ați fi împărțit acele flaiere, ați mai fi fost supus la asemenea presiuni de la începerea mandatului și până acum? Din partea unor forțe care sunt culmea în afara primăriei, dar au pârghi în primărie. Nu știu ce să zic. Oricum, atât timp cât noi încă administrăm această pârtie, suntem incomozi. Pe de altă parte, ceea ce am făcut în campania electorală, poate la un moment dat am să spun, au fost și câțiva candidați la primărie care au știut de acele, de acele flyere, nu au fost făcute doar de capul meu, dar mi-am asumat un risc având în vedere pericolul care... Uh, ar fi putut apărea plana asupra, asupra orașului. Nu am exagerat cu absolut nimic și cred că la camp în campania din 2016 mă voi implica în continuare. Încă o dată eu vă mulțumesc și... Nu am și... niciun motiv pentru care să fiu îngrijorat. Cred că acest interviu va deranja, dar... Se pare că până la urmă a fost un interviu incomod, dar nu pentru dumneavoastră. Foarte incomod. În momentul de față... Chiar sunt foarte relaxat și aștept pe oricine să vină să ceară detalii, relații legate de modul în care se încasează acești bani sau cei care au dubii în privința noastră sau executivului. Deocamdată consider, consider executivul un partener al, al primăriei Vatra Dornei și având în vedere eforturile care s-au făcut ca aceste instalații să meargă pentru că și primarul și viceprimarul știu ce s-a petrecut aici până să dăm la instalație. Știu, știu cât s-a lucrat și aici și la patinoară și în ce condiții. Da. Eu ce pot să zic? Spor să aveți, nervii tari, și vreau pe această cale să avertizez pe toți cei care își consumă energia cu astfel de, de lucruri. Mai bine, fraților, ați pune mâna și ați încerca să consumați și ceva neuroni pentru a vă pregăti pentru tsunamiul care va veni. Un tsunami care va veni din partea câmpul lungului în momentul în care vor da drumul la telegondolă și din partea stațiunii Borșa care va face același lucru și anume va pune funcție, în funcțiune o telegondolă iar cu DN18 reabilitat puciosul Borșa, Baia Mare Vatra Dornei chiar va avea probleme. Probleme adevărate de data asta. Numai bine!